unde învățăm noi satul. Mulțumesc, fata moșului! Acum mă auziți? Oh, oh, oh! Hei, hei, hei! Vă salut, artiștii mei! Am două întrebări să vă spun. Să vedem dacă știți. De ce oare Moș Crăciun are mereu sacul plin? Nu știți. Răspunsul nu-i prea greu și am să vi-l zic tot eu. Sunt câțiva copii cu minți credincioși care vor să fie și ei moși. Și atunci merg pe acasă și scotocesc toate lucrurile pe care nu mai au nevoie, le adună și le găsesc. Și vin la mine și le pun în sac și cu ele apoi, ce credeți voi că fac? Merg la spiritușii mei și pun pe ei să le dreagă. Puțin cu tuș, puțin, puțin le vopsesc, puțin cu plut, le umplu și le gătesc. Și mi le aduc înapoi și eu le dau la copiii cei cu nevoie. He? Asta vreau să faceți și voi. Credeți că e prea greu? Și mai am încă o întrebare să vă spun. Ce să o pun. Deci vin eu aici an de an. Aud? Aud? Nu. Pentru că sunt al vostru credincios fan. Da. Și-mi place cum ați colindat lacrimile. Puțin chiar mi-au dat. Că aminte mi-am adus de pruncușorul Iisus. Eu lui prima oară cadouri i-am dat. Și Maria prima oară lui colindu i-l-o cântat. Ei, acum eu vreau să ajungeți artiști vestiți, nu lăutari. Că de ăștia cu scârța, îi plină toată România. Să ajungeți artiști cu renume, să colindați întreaga lume. La New York, Paris, Hong Kong, să fiți cei mai buni, cei mai strong, măi, că nu știu engleza. Bravo, dragi moșului, eu nu vreau să vă mai rețin, dar vreau să mai aud un ultim colind cu care să defilăm pe ușa aceea, unde vă mai așteaptă un sac, uite așa, e mai mare decât mine dacă îl scol în picioare, da? Și un mic protocol pentru oamenii care stau aici și așteaptă. Da. Ia să vedem. Ia și microfonul.